Este task în seara aceasta, își dau sfaturi cuplurile între ele. Afară pe terasă este Antonio Maria Vlad Cătălina. Cătălina le spunea celor doi, bravo vo că ați avut curaj să vă căsătoriți într-o lună. Îi apreciază foarte mult Cătălina. Vlad spune la fel că îi apreciază că și el este nebun ca ei, dar nu știe dacă ar fi făcut acest pas. Cătăina a spus că ea dacă ar fi simțit că este ceea ce trebuie, așa cum au simțit ei, s-ar fi căsătorit într-o lună. Au spus că îi apreciază. Maria a spus și ea lui Vlad și Cătălinei că îi sunt foarte dragi și că îi apreciază și ea la rândul ei. Vlad a zis ca și sfat să vă iubiți mai mult ca niciodată în continuare. Cătălina i-a zis Mariei să-i asculte sfaturile lui Antonio, că îi dă niște sfaturi foarte bune și să încerce să le și pună în practică, nu numai să le asculte. Vlad i-a spus lui Antonio că uneori ia lucrurile prea personal și ar putea să lucreze la treaba aceasta Antonio i-a explicat că uneori tace, tace, nu spune ce are de zis Apoi când îi zbunește, pare că deja a luat-o personal Apoi a spus Mariei, Vladi a zis că ar trebui să fie mai tolerantă, că a venit cu un vibe foarte bun în casă și s-a dus tot vibe-ul pe apa sâmbetei. Maria a spus că știe, apoi i-a explicat Vlad că nu ar trebui să se mai lasă așa afectată de tot ce zice unul și altul că înțelege că aici sunt multe păreri și lucrul acesta o afectează și tot ce s-a întâmplat, dar ar trebui să fie un pic mai indiferentă, că ea știe cine este, ei știu cine sunt ei și ce simt ei și restul să nu conteze. Le spunea Cătălina măcar să faceți asta acum săptămâna aceasta ca să puteți și voi să fiți fericiți și să trăiți această ultimă săptămână în competiție fără să puneți la suflet nimic și uh, să fiți și voi bine. Uh, Vlad a zis că îi vede ca pe o familie așa nebună, Maria cu și în pat doarme, vine Antonio, uh, îi trezește, haide să plecăm undeva, uh, Maria se trezește, începe și spune că nu știe cu ce să se îmbrace. Și apropo de treaba asta, îi spunea Vlad să fie mai relaxată cu hainele, să nu-și mai facă atâtea griji, iar Cătălina a spus că și la ea se întâmplă lucrul acesta, la fel de îngrijorată este pentru ținute și pentru cum îi stă părul. Și Maria a spus că li se trage de la zodie la amândouă, asta este situația.